se repartizează proporțional cu cota parte din proprietatea indiviză care îi revine fiecărui proprietar, astfel cum aceasta este înscrisă în actul de proprietate. Dacă ceva din ceea ce v-am citit eu credeți că nu ne forțează la a vă factura cota proporțională pentru distribuția din subsol, vă rog să faceți o sesizare oficială. Dar după cum? Dar cum calculați dumneavoastră cota? Deci, cu cât la subsol și cu... Deci, deci conform... Noi, conform... Nu se repartizare la caloriferii. Deci așa repartizat cât în energie... Cine a măsurat vreodată și un megajul radiată? Da. Subsol este... La subsol cât o consumare subsol? Rețeaua interioară de distribuție. Nu. Cum adică? Este radiator? Dar v-am citit mai mult. Nu, nu, nu. Ori încălzire este o, un termen și rețeaua de distribuție este alt. Domnul... Aici e problema. Dumneavoastră ce contorizați rețeaua? Dar dacă mă ascultați, deci la... Notați-vă, domnul Mercure, articolul 649 din Codul Civil. Da. Coproprietatea asupra părților comune din clădire. Da? Părțile comune sunt considerate... Da? Și vă citesc exact privitor la instalațiile de apă și canalizare electrice, de telecomunicații, de încălzire, de gaze. De energia termică, din cota comună. Dar cota comună, energia termică pentru cote comune. Da, energia, energia nu e o proprietate comună. Deci țeava e o proprietate comună. Dar energia se, e un cost pe proprietatea comună. În moment, din moment ce nu aveți contract cu mine și aveți contract cu anumite persoane dintr-un condominiu, nu este normal ca costurile să fie suportate de persoane în cauză? Dacă mie îmi dă mie o despropunere. Și doamna director, am fost de acord cu dumneavoastră că dacă legea i-ar permite, așa ar face. Păi, deci legea nu-i permite să vă spațiile încălzite. Deci nu... Da, subsolul e un spațiu încălzit. Așa, așa considerați dumneavoastră. Eu vreau și dacă noi solicităm să fie debranșat subsolul, să nu mai fie încălzit. Noi care? Noi care? Noi cu proprietari. Proprietarii, dacă sunt în asociații de proprietari nu, sau... Lăsați-mă să termin. Deci, conform legii, e o, e o decizie, e o decizie unanimă a proprietarilor. Deci, cei care au venit și au solicitat debranșarea întregii scări de bloc, noi ne-am conformat. Hai, am avut altă întrebare. Am fost la dumneavoastră pentru acest repartitor care ați venit cu legii din 2010, data de ANRSC. Nu dumneavoastră, ANRSC-ul a venit, pentru că vreau să vă subordonați hotărârilor, ordinilor lor. Așa, noi nu avem treabă practic cu ei, da? Vă impune dumneavoastră aveți și dumneavoastră să începeți nimic nou. Deci toți cetățenii României se supun... Am fost la dumneavoastră și am solicitat să mi se spună în clar acel repartitor, pentru că ordinul spune felul următor. Ca să termine odată cu scandalurile astea, cu încălzirea, cu cota comună, că se punea între 30-50% și toți foloseau 50%, așa, au pus problema pe următor. Să monteze repartitoare și în spațiile comun încălzite. Am dreptate sau nu? Da. Așa. Dumneavoastră considerați că subsolul este un spațiu încălzit. Bun. Și atunci am venit la dumneavoastră și am pus problema. Unde aveți de gând să montați acel repartitor sau cum procedați pentru contorizarea acelui spațiu, dacă dumneavoastră spuneți Ținând cont că blocul Moldova a fost reabilitat termic, deci ca țevile izolate, așa, cum proceda și sunt multe încăpiri, cu multe țevi. Și mi s-a spus pe următor, dați-mi telefonul și așteptați răspunsul nostru. A trecut un an și nu am mai primit. În schimb, s-a intrat în mod abuziv, fără consimțământul nostru, acolo în subsol. Și s-a decopertat circa vreo 3 țevi, 3-4 țevi. Și ca să monteze acel repartitor, nici măcar nu știa unde să-l monteze, au ales țeava cea mai fierbinte. Păi atunci ne punem întrebarea. Dacă dumneavoastră încercați să contorizați acea pierdere, țevile au fost izolate tocmai ca să diminuăm acele pierdere de căldură. Și doriți să mai contorizați în continuare diferența de pierdere care există. Era normal să le montați, știu, peste izolație, să zicem. Dacă țineți moțâși. Dar problema se pune altfel. Fiind fost 20 de compartimente cu țevile aferente, cum de ați ajuns la concluzia că trebuie montate exact pe țeava de tur de la intrare, exact la un metru de intrare în bloc? Cum de ați ajuns? Pentru că nu există nicio
logică. Îmi contorizați? Păi da, uitați, am și fotografiile ca să vedeți cum ați decopiertat asta aia inițial și cum le-ați montat. Vă rog să-mi dați voie să răspund. Deci eu cu scara dumneavoastră, blocul, e punctual cu scara dumneavoastră de acolo, e un istoric mai vechi. Chiar noi am purtat-o în dialog și am făcut și o constatare și un proces verbal cu tot așa ați reclamat că nu aveți... Păi da, și ați spus că veniți și reabilitați și n-ați făcut nimic. Am avut răbdare și v-am ascultat. Deci am venit la constatare, am constatat împreună, avem un proces verbal de inventariere semnat de dumneavoastră cu suprafețele care radiază căldură pe subsol, un anumit procent calculat. Păi l-am mers și ați mai avut o problemă cu el până... Pe microcent am semnat la așa ceva? Nu. Aveți răbdare și mi-e... Ați vrut să-mi impuneți și n-am semnat. Nu, eu nu impun nimic. Atunci, ajutorii, hai să cădem la pace, măcar 10%, țineați morții să plătim ceva. Asta ați vrut dumneavoastră atunci. Arătați-mi procesul verbal semnat de mine. Vara. Nu aveți așa. Dumneavoastră aveți în schimb... Aduceți-vă aminte din 2009 că la mine ați venit în birou și am trimis persoanele cu dumneavoastră, am făcut și... Și ați refuzat să intrați în subsol inclusiv dumneavoastră. Că ați spus că nu puteți intra direct de apă. Dacă țineți și apărat să intru în subsol, merg cu dumneavoastră, credeți-mă că nu există subsol în orașul ăsta să nu fie intrat. N-am nicio temere. N-ați intrat, domnul. La dumneavoastră n-am intrat punctual atunci, că n-aveam... N-ați vrut să intrați. Ați venit cu 5 persoane și n-ați vrut să intrați. Sub motivația că este apă. Dar nu era asta problema. Problema este că dumneavoastră prin acel proiect BER, care l-ați făcut de mântuială, ați blocat intrarea cu țevi. Deci, păi da, nu ați transfer și din cauza asta n-ați putut intra. Eu încerc să răspund punctual la problema. Ați venit și ați spus că refaceți instalația și nici în ziua de azi n-așa. Am scris cu număr de registrare de la dumneavoastră. Bun. Deci eu vă răspund punctual cu cotele comune. Păi da, cum îmi contorizați acel subsol? Dar dacă aveți răbdare să vă răspund, poate nici înțelegem. Deci, la cotele comune, așa cum a spus dumneavoastră din 2010, prin legislație, asociațiile de proprietari, și noi am făcut adresă, și de locatari, am făcut adresă către dumnealor, trebuiau să ne, până la începerea sezonului de căldură, să ne pună la dispoziție inventarierea acestor suprafețe pe cote comune. Din discuția cu asociația și zic și eu că suntem raționali, n-aveau nici suportul tehnic, nici uman să facă într-un timp foarte scurt această inventariere. Această inventariere am făcut-o cu personalul de la regie. Au fost, cred că, niște cazuri numărabile, deci 5-6, unde ni s-au dat aceste suprafețe. Au făcut oameni, au fost specialiști. Dar în rest, la toate blocurile, deci inventarierea a fost făcută de personalul regiei. Ulterior, au fost foarte multe contestații sau solicitări de reinventariere. Nu erau de acord, deși procesele verbale de inventariere semnate. Deci, mă rog, aș vrea, într-o situație de asta, să-i dăm o importanță, dacă suntem locatari și știm că au repercusiune asupra noastră aceste lucruri, ar trebui să ne asumăm și noi responsabilitate. Și eu stau la bloc și eu am responsabilități și vreau și să avem și cu cine discuta. Deci, pe baza proceselor de inventariere există un regulament cadru de repartizare și nu am făcut decât să introducem acele suprafețe radiabile din inventariere și au ieșit un procent. La o scară 10%, la una 15%, la alta 60, la alta chiar mai mult, unde au rămas câte 3 pe scară și sunt distribuții de țeavă de 80 și stau în apă, vă dați seama că acolo căldura disipată e cât 3 apartamente. Deci exact cât se utilizează în apartament. Acea căldură e contorizată pe contorul din cămin. Ce facem cu ea? Nu mai punem evoție. Deci păi noi contorul fiscal... Te izolezi țevile ca să-ți faci unii atat... Domnul Sorin, uite, eu notez, vin la constatare și reparăm dacă sunt... Și ați o mulțime de țevi. Băi, deci, știți cum e? Dacă eu, un repartitor e mai mic decât telefonul ăsta. Dacă asta mi-a arătat fotografii că am dezizolat tot subsolul să montez un aparat care e atâta, dați-mi voie să nu fiu... Dar nu-i vorba, domnule, efectiv... Dar dacă mi-a arătat toate țevile dezizolate și reproșat că am montat un aparat atât și am dezizolat tot subsolul, dați-mi voie să nu vă cred de bună trezință. Deci, eu știu cine arătați dumneavoastră. Acum, așa era în 2008, da. Fotografiile când ați fost dumneavoastră atunci, da, așa, da, nu știu ce. Da. Deci așa, am intrat așa. În subsol. Da, ați fost la intrare, nu ați intrat, când aveați uitat să vede cum este blocat. Iar aici uitați cum sunt plăieri.
încă o problemă. Bun. Deci acești instalatori, de ce nu vin cu ordin de serviciu și cu legitimație? Vin toți, nici nu știu dacă lucrează la dumneavoastră. Bun, haideți să-i dau răspunsul, domnule, și ne întoarcem și la celelalte întrebări. La ce 15? Sau montarea repartitoare, trebuie 80% din clienți. Poți să-l așa, vei ai copii? Am, vă mai dau o mulțime. Bine, asta. Deci la ce 15, ca și la celelalte blocuri? Nu, un pic să mai așa. Deci căldură din casa scării nu este. Da. Încă dacă uscător nu este. Da. Țările, cine se folosesc de ele, și în totalitate, cum zice legea. Dumneavoastră știți acum mai și vă convine dumneavoastră. Legea spune că e următor. Părțile care sunt comune și sunt folosite exclusiv de unii locatari, cheltuielile aferente acestor țări sunt suportate de locatarii care sunt cine? Spuneți dumneavoastră, dar legea spune altceva și eu nu dar pot să... Dar tot legea, văcatul meu am tot la dumneavoastră. Dacă dumneavoastră aveți altă lege, arătați-mi-o. Poate noi suntem, nu suntem informați din jurul nostru. Domnul Cernie, când unii am legea asta? Nu, dar nu este scară. La tronsonul de jos, apartamentul 1, 5, 9, nebranșat. Bate 3, cu bate 3, din la suport, dumneavoastră, din la aia, de ce ne-am întâi, nu-l luat 3 milioane 400, mai degrabă, nu-l lua bani și rămâne și mai departe. De ce mai bine la bani dacă o să-l luăm? Îl luai de branșarea pe întreagă scară, numai pe o coloană. În coloana nu ar fi plăcești. Deci coloana nu se poate separa, asta e tot. Da. Numai când toată scara este debranșată, atunci face debranșarea din cămin, din exterior și atunci nu mai ce fel de... Referitor, sunt aici și reprezentanții asociațiilor. Să pierde oraș. Și se pierde. Consiliul local. Nu se poate obține. Cine o se repară tot timpul? Trebuie izolarea acestor cercetilor. Locatarii care-ți folosesc. Să vă dau răspunsul. După ce se încheie discuțiile, vă dau răspunsul care este. Privitor la lucrările de reparații din subsolurile tehnice ale blocurilor. Deci, după cum știți, obligația de reparație și de suportarea costurilor ia proprietarul. Dar, dacă suntem direct interesați din două motive. Unu, noi vrem ca serviciul furnizat să ajungă în apartament la client, ca să facem să ne... De asta suntem, ca să livrăm un serviciu și să funcționăm ca societate. Eu am înțeles, dumneavoastră spuneți, dar sunt vecinii, da? Dacă nu aș repara instalația de la dumneavoastră sau la dumneavoastră și aș lăsa-o că nu vreți, trebuie să obligați să închid scara. Pentru că instalația e în circuit închis în tot cartierul și dacă îmi curge într-un subsol, îmi scade presiunea în toată instalația și nu mai pot da căldură la tot cartierul. Deci eu sunt forțat, constrâns să acționez imediat. Acum, de la caz la caz, sunt asociații care își asumă întreaga responsabilitate pe asociație și merg cu noi, chiar unele asociații au reprezentanți, confirmă, văd, sunt de acord. În majoritatea cazurilor, nu sunt asociații care își asumă acest lucru și atunci găsim, identificăm acea persoană de la scară care ni și confirmă consumul de pe contorul de energie termică lunar. Câteodată își asumă, câteodată n-au nu. N-au mai venit cu caietele alea la noi. N-au mai venit. Uitați-vă la mine dacă ne mai afară la locurile deci, alea. Numai, domnul, numai luna... N-a venit luna anul ăsta. Nici 2013. Ianuarie nu a fost adună astăzi? Nu. Nu. În martie n-a fost... Domnul, 2012-2013 n-a mai trecut la mine să-i semnez. Eu verific... Domnul, verificator... Nu. E posibil, nu. E posibil să fii semnat de alt locatar. Și eu vă dau răspunsul... Dar n-am înțeles. Ne jucăm de alocatare? Și încă o problemă. De ce nu dați public pe site-ul dumneavoastră modalitatea, așa cum a fost calculat la NRSC, gigacaloria? Exact cu costurile, să știm și noi. Să compune din adaos comercial 500% sau știu cât. Deci, sau 0%. Deci chiar n-am nicio problemă cu asta. Uita, am solicitat în enumărat de ori și la DAC la fel. Dacă deci nu se vrea, nu se dorește... Nu faceți acuzații. Eu vă spun un alt lucru. Dar nu vă acuz pe cineva. Deci dacă o vreți, principial, mâine o aveți. Vă dau eu. Dacă credeți că o să găsiți ceva extraordinar. Eu am solicitat-o și scris. Ce trebuie să mai fac? Nu știu. Mă rog, de ce s-a ascult din treaba? Pentru că în acea formulă de calcul există inclusă și pierderile de pe trasee, de pe țevi. Vă spun sigur că există. Nu se poate fi o marfă fără a se o confuzie mare, domnule. De ce? Da. În primul rând că vorbim la producție și la furnizare. Producția este până la contorul de intrare în bloc. Aceste pierderi din centrală până la intrarea în bloc se numesc pierderile noastre și le suportăm prin acel tarif.
De la contorul de intrare interior sunt pierderile locatarilor. La locatarul cu care aveți contract. Cu toți locatarii. Ce o problemă atunci? Dumneavoastră facturați primării pe porțiunea care e pe stradă, pe domeniul public, acele pierderi, pentru că nu unii facturați dacă, această cotă. Dacă îmi spuneți legea care îmi spune să fac aberația asta, ne conformăm. Care e legea care... Legea 325 a Serviciului Public de Energie Termică. Păi da, domnule, dar citiți o bine, că spune clar. Dați-mi voie să vă spun că am citit-o. Păi citiți-o și vreau să vedeți spuneți-mi că facturarea nu puteți face decât în baza unui contract. Sau deci cu asociația sau cu persoana deci eu vă spun că avem contracte cu asociații. Care asociația numărul 5? Cu asociațiile, atunci mă corectez și convenții de plată cu fiecare... Am solicitat să-mi spuneți din ce asociații fac parte. Nu mi-ați răspuns nici în ziua de azi. Din 2004 solicitați. Da, știți cum e? Dacă mă întrebați la ce programe la televizor vă uitați, eu nu știu să vă spun. Dumneavoastră trebuie să știți din ce asociații faceți parte dumneavoastră. Dar dumneavoastră ai un contract. Eu vă spun blocurile care fac parte din o asociație, dar eu nu pot să spun că dacă faceți parte din aia 50+1 care sunteți de acord cu asociația sau nu. Pentru că asociația înseamnă asocierea 50+1. Afirmat și aici public că aveți un contract de furnizare a energiei termice la blocul Moldova. Nu, la asociația. Asociația din care faci parte vă... Vreau copii, domnule, de pe asociație. Nu înțeles, eu notez, transmit conducerea. Vreau copii să fac și o persoană care o semnată numele meu. Deci eu repet, solicitarea dumneavoastră o transmis și o trimis oficial. Din 2004 nu mi-ați oferit așa ceva. Nu știu dacă din 2004. Păi, da, mai sunt o parte care își cont. A avut o problemă punctuală într-o lună cu un calorifer și zice, domnule, n-am avut căldură de când e sistemul ăsta. Deci nu putem veni acum să spunem că din 2004 a cerut un document și s-a pus la dispoziție. Nu știu. Am documente, domnule, înregistrate la dumneavoastră. Nici n-ați făcut de mers mai departe. Păi cum, dar... La conducerea primăriei, dar să dați de sigur la domnul primar Crăciunescu, n-am tot la fel. Și am primit vreun răspuns? Bun, adresați-vă noi conducere și o spune. Păi azi mă adresez și... Bun, cu... Dom'le, cum poți să înființați aceste asociații dacă nu terminăm odată cu măgăriile astea, adică cu înșelăciunea? Adică, domnule, facturăm, dacă dumneata într-adevăr... Eu îmi cer scuze... Păi nu m-a pus pe dumneavoastră ca persoană. Eu am înțeles. Eu îmi cer scuze... Pentru unele probleme sau disconfortul creat prin serviciul ăsta centralizat. Că sunt, recunosc, încercăm să le diminuăm sau să le facem cât mai mici. Dar ele sunt generate și de cadrul legislativ și de lucru cu dumneavoastră. În sensul că dacă la o scară de bloc toți cetățenii zic, domnule, eu nu locuiesc în scara aia și nu mă interesează. Celălalt spune, eu am centrală și nu mă interesează. Ajungem la niște aberații și am să vă dau un exemplu. Avem nenumerate cazuri în care suntem chemați într-o scară de bloc. Nu știu dacă la 5 este cineva aici, am văzut pe domnul Mița, dar cred că știe situația. Vă spun cazuri concrete, destule, unde am fost chemați că nu mai au căldură pe o coloană. Când ne-am dus la fața locului, era la un apartament intermediar, au tăiat coloanele la încălzire. S-a devrat așa cu foaie, în vară și a sudat. E în casă la mine, sunt proprietar, n-ai ce să-mi faci. După două, am încercat să discutăm, evident, animozități cu vecinii. După două, trei zile primim anunț la dispecer, domnule, n-am apă rece. Mergem la, trimit instalatorul că avem schimbul 2, se duce acolo și vecinul de desubt i-a tăiat conducta și a pus robinet. Au ieșit pe vol, am încercat să, domnule, dăm voie, mă atați, dau robinetul jos să pun țeava, s-au luat la bătaie, chema poliția, proces verbal de constatare, să dau un judecat amândoi. Mai trebuia ca cel de la partier să-și taie conducta de canalizare și atunci tot era bine și frumos. Suntem proprietari, putem face absolut tot ce dorim și nu avem nicio responsabilitate. Și toate sunt posibile. Și toate astea sunt posibile. Corect. Eu v-aș pune în situația vecinului de deasupra care era debranșat exact. Și vrea apă rece. Exact. Și vrea apă rece. Cum aș vorbi eu cu domnul Dumea la telefon, dumnealui în celălalt capăt al orașului și undele trec pe la dumneavoastră și o să vă percep o factură că trec undele pe la dumneavoastră. Cam așa percepeți dumneavoastră chestia. Aceasta e viziunea dumneavoastră, dați-mi voie să nu fiu de acord mai mult
în calitate de cetățean, că și eu sunt locatar ca și dumneavoastră. Și eu nu împărtășesc sunt niște chestii, dar să facă legal. Nu vrem asta. Deci, dacă aveți îndoială, domnul Mercuri, modul de calcul. Punctual. Modul de calcul. Nu reușește acum să-l prezopunim. Nu, problemele sunt la mai permiteți, mai vorbește cineva, să nu mă omite. Cine vrea să mai spuneți? Hai să luăm ordonat. Cine vrea să mai spuneți? Eu uitați, eu sunt. Hai spuneți, vrea de o jumătate de oră să vorbesc în numele locatarilor de la Bobucrești. Și confruntăm cu o situație foarte critică. Acum chiar v-a ajuns așa, cum să spunem, spune român și drăuț, datorită intemperiilor, să scurge apa de pe sus din prop, să scurge la, inclusiv până la, la etajul 1-2, tot apartamentul aproape, și în baie, și în debarat. Asta e legătura cu societatea. O loc foarte frumos. Suntem majoritatea, suntem în zona. Domnul Gavrilor poate să vă zic în șarească ce spun eu. Dacă ne putem dar să cumva... De ce nu s-a confirmat? Nu acum, nu se poate acum, datorită clientele elaborate. Dar când vă crea condiții, mă refer la natură. La bani, mă refer la bani de gnos. Așa? Prin chestia de arătat, oricum, să izolăm măcar terasa. Să acoperi sau acoperi cu tot. Pentru că, zic eu, suntem cumva un fel de zid cinezesc cu ghilimea de rigoare pentru pașcați. Și ar fi băgați. Știți ce mă întreb eu? Cine ne-a făcut pe noi proprietar dacă noi nu știm să administrăm o proprietate? Aia e întrebă. A fost forțat să cumpărăm. Nu ne-a forțat nimeni? Să cumpărăm? Trebuie să renunț. Și era închiria. Să mă mică, nu mai fiu închiria. Am avut bine blocul sus. M-am dus la Dăbrășină, la Dăbrășină. Dați-mi o autorizație. Nici aia nu mă sumedie. Și mi-a făcut toate răspundiri, mi-a făcut toate răspundiri, mi-a făcut toate răspundiri. Și-a vorbit o comisie, nu știu, o bine, s-a făcut în casă. Domnul Vici, prieteni și aia, sunt aia și voci și vreau cu masă. Avem și ala în amant. Dacă se fac acolo, se mult circuit ceva, nu mai era de azi. Neastră nu aveți o antenă sus pe bloc acolo, pusă? Nu, e alarma, antenă. E alarma. Nu, nu alarma, o antenă, cine a lăsat o antenă? Că luați bani de acolo. Nu, numai în Ioriță. Că de-aia și-a făcut din proprietar. Ia niște bani. Domnul Vici, o întrebare care nu știe. Da. Domnul Vici, de-aia ai făcut pentru tot locului. Nu prea cunoaște mai așa. Câți locatari trebuie să se întrunească cu asociații, adică ca să ia ființă o asociație de locatari? 51. Ca să ia ființă 51 din cei din scară, din bloc, de unde sunteți mea. Minimul și maximul. Domnul Gavrilor. Deci, vă dau un exemplu concret. Da. Locuiți într-un bloc, da? Da. Să zicem că aveți 400 de locatari. 400. Am zis de apartamente, pardon, locatari. Da. Trebuie să fie prezenți 200 plus 1. Deci jumătate plus 1. Da. Și pe aceea ceilalți sunt obligați. Asta, asta e. Dar într-un condiție. Păi nu trebuie să mă așeze tot neapărat. Eu cred că la noi a fost foarte. Domnul Vici, a două probleme. Cu reabilitare tehnică a blocurilor. Vă rog frumos, dacă vreți. Reabilitare tehnică a blocurilor. Până mă de acolo o fac. Dar lăsați acolo ceva. Mă gândesc să rămână. O să rămână. Asfalt, trotuare, o să rămână. Vă schimbă și conducte de gaz, vă dați așa și o să fie. O reabilitare tehnică a blocului, domnul. Acolo, în tăpă, mai în parcare, acolo, piatra, ea, o fac parcare. Doar încet, e reabilitare tehnică. Da. Dacă mai aveți probleme, că deja este cont portocaliu, după cum știți, de vânt și nozoare, și noi suntem în alertă, primăria și celelalte unități, deja sunt probleme, nu mai avem stația la funcțiuri acolo la pompe, rămâne fără apă potabilă, dacă nu mai ținem aici, de asta e spus și medicii,
am domnul Vice, am o rugăminte la dumneavoastră. Știu că nu este locul meu acum aici. Ba, este, dacă ai fost mie, cum poți să vii? Totuși am fost curios să vă spun ce este, să văd ce metode sunt de făcut o asociație și eu făcut-o greșit. Dar s-ar părea că nu. Bun. Eu credeam că ai venit să vorbești din experiența ta. Din experiența mea pot să vă spun atâta. Domnul Crăciun, domnul inginer de la reagencele externe, poate confirma că se pot încheia contractul cu reagencele pe execuția unor lucrări, așa cum am văzut. Exact. Ei, cu sân și greutăți este altfel. Dar se pot încheia, se pot face chiar și cu garanție și cu nu știu ce. Din bolo de dânsul este domnul Crăciun, care poate confirma. Domnul Crăciun. Îmi arată tot timpul cifra de consum a apometrului general, care într-adevăr apare pe factură de fiecare dată. Ei, sunt și sechele acolo la interioare. Acolo de acum este la interioare știi că nu se deschide ușa, că nu declară. Acolo sunt niște nenorociri care nu știu dacă vor scăpa de ele vreodată. Mai vroiam să mai spun că acum undeva este un om care spune că vine și plătește vine și plătește pentru un copil al lui să studieze legea și să vadă că atunci când ai un apartament, chiar dacă este încheiat, încuiat, cheltuielile comune și cheltuielile similare spațiilor comune, alea trebuie plătit obligator. S-a citit chiar și de legea. Nu știe treaba asta. Nu știe, nu cunoaște. Deci, așa trebuie să fie comune, chiar dacă nu se lucrează la acea apartament. Să o cunoaște, este adevărat. Veniți și discutăm cu fișa în față. Dar și când mi-a plouat pe acoperiș, nu vă dau dreptate. Deci când mi-a plouat pe acoperiș, sunt cheltuieli comune ale blocului, asociația trebuia să organizeze, să strângă bani de la toți locatarii și să punem acoperiș. Eu am cumpărat 11 valuri de carton și am plătit manovere. M-a auzit domnul viceprimar? Deci singur am cumpărat 11 valuri de carton, nu asociația. Am plătit manovera și am făcut izolația la bloc. Și atunci care e avantajul? Numai eu să plătesc și asociația nu. Suntem la pui, nu? Eu nu neg ce spune dumnealui. Că toți cei de la nivelurile inferioare... A făcut izolația pe bloc de unul singur și voi asociația noastră a participat? Nu, nu. Dacă și-a făcut-o și-a făcut-o în cont rotă, nu mi-e programată de sticlă, fără aprobare de primărie, fără aprobare de urbanism, a făcut-o în cont propriu și asta basta. Dar ce aprobare îmi trebuie dacă aduc, cum a fost făcut înainte, am adus firma și au adus carton din ăsta de export, cu flacăre, cu... El, ca să poată să înregistreze, acestea cheltuieli pe asociația de proprietari... Îi dădea factură, dacă îi trebuie situații de lucrări, de vis, corect, îi trebuie factură, îi trebuie orice. Deci nu poți să o faci la negru, leau pe ăla și faci o lucrare. Dar nu m-ați înțeles și nu m-a plătit. Bine, eu v-am zis că și eu mai fac din astea probleme, dar nu percep bani. Alte situații cu care mă confruntam. Deci acolo nu stă nimeni. Apartamentul din 12 ani este liber. Eu nu pot să plătesc, m-au zis un pic, să nu credeți că sunt rău platnic. Eu plătesc... Păi, dar așa mai așa pe cineva cu cotă comună, dar cota comună zero, dar ei cotă comună. Auziți, cota comună eu o plătesc. Auziți, cota comună, eu am repartitoare acolo. Repartitoarele stau închise. Cota comună o plătesc, n-am nimic cu oameni. Dar cu scara aveți? Care pe scară. Când mergeți câteodată la apartament, aveți treabă? Urcați pe scară. Da, pe care problemă? Dacă pe scară ar fi minus 10 grade... Dar vă plătesc, domnule, n-am nimic cu dumneavoastră, eu vă plătesc. M-ați înțeles? Eu nu plătesc aia. Deci, m-ați înțeles ideea. Deci eu plătesc, am asigurat apartamentul, am plătit... cota comună. Acoperișul de 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 ac
Păi da, eu plătesc, plătesc cu autorul, eu vreau să vă spun alte lucruri. Când au venit în subsol, ne-au cerut bani și pentru subsol. Domnul vice, mă mai ascultați un pic, vă rog. Am înțeles perfect, la această problemă, n-are să mai repet. Dar nu repet acum, sunt alte probleme. Să plătesc indiferent, plătești zero în casă, n-ai consumul în casă. Dar le plătești, nu asta e problema. Nu astfel vedeți că eu le-am plătit, vedeți că nu m-am ascultat. Și se face cu acceptul asociației de proprietari. Nu am treabă nici cu asociația. Am înțeles, eu vreau să vă spun altceva. Auziți, acolo îmi trece apă. Cine consumă apa aceea? Unii se trece apă, domnule. Pe factură, domnule, unii s-o treacă. Pe factură, pe numele mamei care am mers la asociație. Dar eu sunt zero. Da, și mă trece la pierdere și acolo nu stă nimic. Eu să știu că acea pierdere nu curge apa la mers undeva la baie sau în apartamentul. Am adus oamenii, au luat indexul la apometru, sigilate. Auziți? Poți să fii pierdut scurt de la o oră de veșiu. Cine nu dă? Cine nu dă? Auziți? Păi dar unul care are probleme îți dă voi în casă. Dorința noastră ar fi să, prin Consiliu, prin ședințele de la Consiliu, să le creați împuternicie, să poată pătrunde în apartamente. Că gândim noi așa, la împuternicile astea, le-ar da voie mai mult să pătrund în apartamente, că acum eu nu știu ce să spune că nu pătrund în apartamente. Erau împuternicile înainte și atâta pe ei se potărește la nivel. La nu vine să mă știați cu tot din casă. Ba da, dar nu știu de ce să dai voie. Dar și de voie, dacă nu dai voie, să dai voie de regulă. De teritoriul la ce spunea dumneavoastră, că vrem să trecem înapoi, să treceți cheltuielile la asociații, să fie împărțiți de asociații, de asociații de proprietari. Eu cred că acum noi am avansat. Dacă le trecem înapoi, mergem înapoi ca mel. Hai să dau un exemplu. Am avansat, domnul Vici. N-am avansat. Cu încasări de dani, corect, cu distribuții. Dar nu am avansat, doamne. Dar înainte, știți care era discuția între regii și asociații? Că nu primesc bani de la asociații. Erau vești discuții la... că nu făcea regii de reparații, că nu dădea asociații de bani. Era cu totul altceva. Dar doar banii ăștia e încasat din încălzire. Era cu totul altceva. Ce se întâmplă? Legat că ne întoarcem, nu ne întoarcem. Am locuit la cineva, am stat în Germania, cineva din zona Pașcalului, care locuiește la loc și are cetățenia germană. Și locuiește la o construcție, sau un bloc. L-am întrebat, foarte curios, cum se procedează, cum e la el. Ei a fost, mă rog, acolo sunt proprietari, el este chiriaș. Da. Facturile către acolo se fac către proprietarul clădirii. El vine, după aceea și afișează consumurile utilității, frumos, pentru fiecare parte, fiecare apartament al locuiești. Calculat ce e frumos. Nu. Și nu există niciun fel de deranj. Deci nu face contract pentru fiecare chiriaș. El pe el contract, pe proprietar. Și de aici încolo se distribuie pe chiriaș. Și n-am auzit că există probleme. A, că ăla e neamț. Dar noi de ce suntem români? Avem povara proprietății. Avem povara proprietății. Adică clădura e vara. La ei ingers, consumările sunt mai mari de și când se împarte, se echilibrează bugetul. La fiecare chiar de an financiar face o echilibrare a bugetului. E plus sau minus. Deci constant. Dar vreau să spun că are un sistem de lucru foarte clar și nu este contestat de lucru. Nu este contestat. Dar noi românii ne-am învățat să contestăm tot. Că e bun, că e rău. Dar ăsta e un lucru foarte bun. Zic, ce-am făcut noi până acum. Ești reprezentativ, spune. Foarte bun.
spun ce am făcut noi până acum cu sistemul ăsta din casare, pentru că regiile s-au organizat foarte bine. Ce face cu furatul din apartamente? Dar cel care intră și citește, acela te pischează, cum îl opriți să-și verifice apometrul ecologic? Păi dacă o să-mi și-o pun cărnișit să pătim din apartament. Apoi eu când intru în apartament, vorbesc, cum povești? Sigur, ce se zice brașarea dacă nu dă o lună, două, trei, se mi-e am pus pauzat de care nu știu comandat. Deci, una din propunerile care s-a făcut miercuri, urma discuției miercuri, pardon, este acolo, și v-am spus-o dumneavoastră, unde se poate să scoatem apometrile pe casa scării, să vă scăpăm de această povară de apă în plus. Ăla general. Da. Ăla general. Nu, nu, nu. Apometrile în apartamente, nu la general. Dar la trei camere noastre. Da, am făcut de așa. S-au făcut câteva blocuri. Sunt locuri. Dar chelii sunt comune. Doar sunt locuri care le-am făcut. Zic, am spus acolo unde ne permite. Situația s-a făcut deja. S-a dat la ori în Ferești, am fost toate frumos și n-am mai avut treabă cu el. S-au dus chiar și jos în cabin. Uitați că și era de ce le-o face de rețetare. Păi și atunci de ce nu e? Verificarea metrologică se face la cei. Viitorul face asociația un locatarul. Deci nu putem forța. Tot așa, dacă vreți ca să vă lăsați vorbim și distribuiți. Interioare? Se face la cei, dar este obligatoriu la 2 ani. Obligatoriu la 2 ani. Deci a spune clar, la 2 ani se verifică. Nu mă puteți obliga să o fac cu dumneavoastră. Nu știu că la mine a venit ilegal și te-a făcut treaba asta. Nu, că e dezvoltă și a patrijerii cu